bobiță și buburuză. Prieteni sunt de când se știu, merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer, peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Mămăruța galbenă. A sosit primăvara. Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc, și Wendel, băiatul Rădașcă. Wendel, fugi la doctorul Bufniță! Kelemen și-a rupt aripa! I-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu. În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galbeni către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutăm. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea mămăruță. Mămăruță rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu, doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun! A strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute.
Salut, Bobiță! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuza fetița mămăruță. Bobiță și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuză. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate s-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele, a arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuză. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Reghiu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șotii, bodogăni Buburuză. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost? A întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am ros, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți, trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul. Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține,
A suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună, să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză. Acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa, ai stricat tortul, se văită Baltazar. Vai, tortul, ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma Ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șoma Ariciul. La mulți ani, Șoma Ariciul! Au strigat cu toții. Ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos, a spus Ariciul. Să-ți arătăm ceva, a spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult! A spus Ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele Ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. E vremea să ne pregătim de balul mascat, a spus Fulgușor, fetița fluture. Tu ce vei fi? A întrebat Bobiță. E secret, a răspuns Fulgușor. Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză. Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă. Mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobiță a hotărât repede că va fi o ciupercă.
Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde, pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul albină, și Doroteea, fetița bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi drăcușor, iar Doroteea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici. În acest timp, Lili, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după amiază. Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lili. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în drăcușor, cu Doroteea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lili deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote, ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu! E pentru băieți! Eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul! Știu ce facem! Îți facem un costum nou! A spus Săltărețul, un costum soare! Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc, a spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit.